Senatorul Haralambie Vochițoiu dorește să inițieze și în Hunedoara programul Erasmus Plus, prin care studenții, cadrele didactice și persoanele adulte să poată beneficia de formare profesională. Erasmus Plus este continuatorul a trei programe comunitare distincte, Socrates pe educație, Leonardo da Vinci pe formare profesională și Tineret pentru Europa, inițiată de Comisia Europeană în 1995 pentru stimularea cooperării europene între școli, universități, ONG-uri active în educație, formare profesională și tineri. România s-a asociat la acest program în perioada anilor 96-97, dar derularea efectivă a început numai în 1998. Urmează ca în perioada 2014-2020 să se aloce anual între 50 și 70 de milioane de euro pentru suportul programului Erasmus+. Totodată, senatorul Vochițoiu, în calitate de secretar al Comisiei de Afaceri Europene, s-a întâlnit cu directorul programului Erasmus+, Monica Calotă, care a discutat despre o eventuală vizită în Valea Jiului. Astăzi, un angajat de la Mina Petrila a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că i s-a făcut rău în timp ce se afla în subteran. Nu este vorba nici de un accident mic, este vorba de un miner pe numele Sandu Dan. I s-a făcut rău în subteran, a fost scos la suprafață, preluat de către ambulanță, dus la spital, ceva probleme de sănătate, ceva respiratoriu, ceva. Este sub supravegherea medicilor, este ok deocamdată, așteptăm rezultatul investigațiilor și e spre bine tot. Președintele de sindicat, Vasile Păduraru, nu consideră că poate fi vorba de un accident de muncă. Acesta crede că, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea, minerul trău în timp ce se afla în subteran. În această dimineață, reprezentanții de la Enel, împreună cu jandarmii hunedoreni, au lăsat colonia Iscrân fără curent electric. Locatarilor le-au fost tăiate toate firele de curent electric, deoarece sunt vizați de săvârșirea unor fapte de natură penală, constând în furt de energie electrică, racordare nelegală la rețeaua de distribuție a energiei, precum și modificarea fără drept a echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate. Chiar dacă locatarii revoltați sunt de părere că lucrătorii de la Enel le-au tăiat firele de curent electric fără niciun drept, aceștia susțin faptul că din cauza branșamentelor ilegale repetate au aplicat măsuri legale. Jandarmii au întocmit acte de constatare cu privire la săvârșirea faptelor ilegale ce vor fi înaintate pentru continuarea cercetărilor poliției municipiului Aninoasa. Iarna își face simțită prezența în mijlocul primăverii. În masivele Retezat și Parâng ninge de două zile, iar grosimea stratului de zăpadă nou așternut depășește 40 de centimetri, peste cea deja existentă. Reprezentanții Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara susțin că vremea nu este potrivită pentru schiul de tură sau pentru efectuarea unor trasee din cauza ceții și a vântului care bate cu putere. Evite zonele de creastă, traseele lungi, zonele de creastă, cam peste tot ninge din abundență la ora asta. A nins și ieri și azi noapte, bate vântul destul de mare viteză, destulă putere și vizibilitatea e redusă din cauza ninsorii. Pericolul de avalanșe în zonele abrupte nu este exclus dacă ninsorile nu vor înceta în zilele următoare în cele două masive. Petroșenii au ocazia de a vedea în acest sfârșit de săptămână cea de-a 20-a premieră din această stagiune pe scena Teatrului Dramatic de Sârbu din Petroșani. Începutul lunii aprilie debutează cu o poveste captivantă, o comedie redată cu măestrie de actorii Teatrului Petroșenian. Aceștia pe cât sunt de degajați pe scenă, pe atât sunt de emoționați și trăiesc fiecare moment cu intensitate maximă. În primul rând aș vrea să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră că mi-ați acordat șansa de a mie, ultima venită în această mare familie, așa îmi place să-i spun, de a spune câteva cuvinte despre acest spectacol. Emoțiile sunt mari. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei manager că mi-a oferit șansa de a face parte din această trupă de teatru și șansa de a juca în acest spectacol se datorează doamnei regizor. Acest spectacol este o comedie. Sperăm ca telespectatorii și prin intermediul acestui filmuleț să îi aducem în sala de teatru și pe cei care vor fi aici să le bucurăm sufletele. E o comedie spumoasă. E de fapt viața unei piațete din Italia, cu bonomia, cu bună dispoziție, dar și cu
acel ritm aprins al latinilor până la urmă și îi invit cu mare căldură, pentru că eu cred că fiecare trebuie să părăsească tumultul vieții cotidiene pentru ca puțin să uite de... să revină în spațiul călduros și frumos al teatrului. Cred că ne face mai frumoși și mai buni. Mua, mua. Perfect, să intrăm în casă, trebuie să mergem la tartană. Fetelor, mergem și noi să-i întâlnim. Abia aștept să-l văd pe dragul meu, Pepe! Și eu? Pe cine? Pe oricine! Spectacolul va arăta măravurile păcatelor mele și cusurile cele mai obișnuite ale acelui veac și care nu sunt departe de cele pe care le întâlnim și noi astăzi. Orașul Chioggia, locul unde se petrece acțiunea, se află în Italia, la malul mării. Aici având loc evenimente generatoare de gânduri, neliniști, frământări sufletești de neimaginat. Această piesă este jucată de ani buni în toată țara și s-a bucurat de fiecare dată de un adevărat succes. Pe 3 aprilie 2015 se împlinesc 165 de ani de când domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a reformat sistemul de ordine publică prin înființarea Corpului de Jandarmi. Era o instituție necesară pentru asigurarea libertăților cetățene și a ordinii de drept în stat. Domnitorul a înființat primul regiment de jandarmi. Alexandru Ioan Cuza a inclus acest corp în cadrul armatei permanente și astfel jandarmeria a devenit o structură a oștirii române. Revoluția din decembrie 1989 a favorizat atât remodelarea instituției jandarmeriei, cât și elaborarea unei concepții noi cu privire la locul și rolul forțelor de ordine internă la sfârșitul secolului 20. Anul 1990 aduce modificări cu privire la creșterea capacității de acțiune și îmbunătățirea structurii organizatorice a Ministerului de Interne. Astfel, comandamentul trupelor de pază și ordine s-a transformat în comandamentul trupelor de jandarmi. Încă de la apariția sa, jandarmeria română a constituit principala instituție destinată gestionării ordinii publice, fiind mereu aproape de cetățean. Inspectoratul de jandarmi județean Hunedoara va organiza manifestări omagiale dedicate zilei jandarmeriei române începând cu orele 10 și care vor avea loc în Piața Victoriei din municipiul Deva. Activitățile desfășurate vor cuprinde un ceremonial militar, exerciții demonstrative și prezentarea tehnicii și a materialelor din dotare. Guvernul va înființa o agenție pentru recuperarea prejudiciilor stabilite prin hotărâri judecătorești. Potrivit spuselor premierului Victor Ponta, proiectul ar trebui să fie gata până la sfârșitul lunii iulie. Valoarea totală care trebuie recuperată este de 3,2 miliarde de lei, iar de la multe persoane condamnate nu se mai poate recupera nimic. Acesta a dat ca exemplu un om de afaceri care a prejudiciat statul cu 71 de milioane de lei. Acestuia nu i s-a pus echestru pe bunuri la începutul procesului, iar acum nu mai figurează cu niciun bun și astfel nici această sumă nu va mai putea fi recuperată. Premierul României a adăugat că nici până acum statul nu a avut o misiune ușoară. În 2013, procurorii au calculat o pagubă de aproximativ 2 miliarde de euro, deși s-a pus echestruri pe conturi, terenuri, clădiri și mașini în valoare de aproape jumătate de miliarde de euro. În contul statului au intrat mai puțin de 8 milioane de euro. Bunurile vor fi valorificate prin intermediul unei noi structuri, denumită Agenția Națională de Identificare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta va fi înființată în baza unui proiect de lege transmis Parlamentului spre dezbatere în regim de urgență. Noua structură va avea 30 de angajați și va fi condusă de către un director general propus de Ministerul Justiției și de un director general adjunct propus de Ministerul Finanțelor. La începutul lunii aprilie, Biblioteca Județeană Ovidiu Însușianu Hunedoara Deva a organizat cea de-a 10-a ediție a manifestării culturale-educative Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. În cadrul acesteia au fost premiați câștigătorii concursurilor Dacă aș fi scriitor și Dacă aș fi ilustrator.
V-am obișnuit deja, în fiecare an sărbătorim Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. Este o activitate pe care noi, cei de la Biblioteca Județeană, o dedicăm celor mai tineri prieteni ai noștri, elevii din ciclu primar. Cu această ocazie organizăm concursul Dacă aș fi scriitor și Dacă aș fi ilustrator, două concursuri în care dorim să insuflăm dragostea pentru citit, pentru cărți, încă de la o vârstă fragedă. Aceste concursuri atractive pentru elevii din clasele primare au devenit o tradiție. Competițiile au ca scop principal formarea deprinderii de a citi, dezvoltarea imaginației, stimularea creativității și cultivarea talentului literar și artistic. Concursul Dacă aș fi scriitor a constat în încercarea celor mici de a rescrie poveștile recomandate de dascăli. Elevii au regândit firul poveștilor după cum le-a dictat imaginația, iar cele mai originale și creative opovești și basme dintre acestea au fost premiate. Concursul Dacă aș fi ilustrator a constat în realizarea unei coperți de carte, pornind de la titlul unei povești și care să conțină o ilustrație reprezentativă pentru povestea aleasă și elementele de identificare a unei cărți. M-am gândit la această poveste pentru că îmi place foarte mult. Scufița roșie. Scufița roșie. Data competițiilor a coincis cu data de naștere a scriitorului Hans Christian Andersen, iar festivitatea de premiere s-a încheiat cu o paradă a costumelor care au reprezentat personaje din poveștile aflate în concurs. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva a organizat o expoziție de fotografie etnografică denumită Arhitectură Tradițională în județul Hunedoara. Am simțit nevoia să fac această expoziție pentru a arăta anumite lucruri pe care le întâlnesc în deplasările de teren. Este o cercetare de teren care încearcă să pună în valoare o suită de indicii care duc la conturarea etnografiei județului Hunedoara. Este un județ care are foarte multe zone etnografice și am încercat să văd care sunt particularitățile pentru fiecare zonă. Plecând de la acest fapt, bineînțeles, cercetările au existat, cum a spus și domnul profesor Tudor Sălăjan, cercetările au existat de-a lungul timpului, însă ele s-au axat în special pe Țara Hațegului și Țântul Pădurenilor. Sunt cele mai reprezentative zone ale județului. Bineînțeles, au fost cercetări și pe Ținutul Mămârlanilor și pe zona Oreștiei, însă există foarte multe lucruri care trebuie cercetate în continuare. Expoziția dorește să valorifice un segment al rezultatelor proiectului derulat în ultimii ani de către Muzeul Devean, prin care s-a propus realizarea unui reportaj al satelor izolate, părăsite sau depopulate din județul Hunedoara. Această expoziție practic face parte dintr-un proiect al Muzeului Civilizației Dace și Romane, care încearcă să identifice, dacă nu toate, cel puțin cea mai mare parte a așezărilor care mai există, așezărilor izolate, părăsite și depopulate în județul Hunedoara. Satul românesc, la ora actuală, este într-o continuă transformare. Aceste gospodării pe care astăzi le mai vedem, ele vor fi achiziționate, practic, sau se vor prăbuși și satul și aspectul actual al satului, așa cum mai este el, va dispărea. O expoziție extraordinară, realizată de un cercetător dedicat satului tradițional și arhitecturii tradiționale. Este foarte important ca aceste demersuri să continue, pentru că ele se înscriu într-o tradiție îndelungată a cercetării etnografice, a fotografiei etnografice, o tradiție care, întâmplător sau nu, a luat naștere chiar aici, în Țara Hațegului și în zona Pădurenilor. Există posibilitatea de a salva patrimoniul, conținuturile acestei arhitecturi tradiționale și pentru acest lucru este important ca aceste valori să fie cunoscute și promovate și ca însăși comunitățile să se implice în salvarea acestui patrimoniu.
Proiectul a fost inițiat și documentat fotografic de către muzeograful din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, Daniel Iancu. Au fost expuse numeroase fotografii care imortalizează aspecte ale arhitecturii tradiționale din diverse zone etnografice ale județului Hunedoara. Pentru fiecare sat în parte, pentru fiecare cătun, pentru fiecare crâmpe, pentru fiecare grup de gospodării am câteva sute de fotografii, pentru că nu fotografiez doar ansamblul, fie al satului, fie al gospodăriei, ci merg și la detalii. Această expoziție este formată doar din fotografii care redau, să spunem, construcții în sine, fără a intra în detaliile de construcție, de construcție sau detalii arhitectonice. Alegerea a fost foarte grea, chiar și așa. Expoziția va rămâne în cadrul Muzeului Devean aproximativ 2 luni. După această perioadă, conducerea muzeului va vernisa expoziții și în alte zone etnografice, unde vor predomina fotografiile reprezentative pentru acea zonă. Președintele țării Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea legii prin care se acordă o indemnizație persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în 1945, a celor deportate în străinătate sau constituite în prizonieri. Actul normativ prevede ca aceste categorii de persoane să aibă dreptul la o indemnizație lunară de 400 de lei pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau prizonierat, și asta indiferent dacă aceste persoane sunt sau nu pensionate, totodată și soții celor decedați sau exterminați în timpul detenției din acea perioadă au dreptul la acest venit lunar dacă ulterior nu s-au recăsătorit. Venitul nu este impozabil și se poate cumula cu orice pensie. În acest moment, indemnizația pentru aceste categorii de persoane este de 200 de lei și se va dubla din iulie 2015. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine 3 aprilie un curs al euro de 4 lei și 41 de bani, al dolarului american de 4 lei și 7 bani, iar lira sterlină a fost cotată la 6 lei și 4 bani. La Casa de Schimb Valutar Giul Exchange SRL, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4 lei și 38 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 42 de bani. Dolarul american se cumpără cu 4 lei și 4 bani și se vinde cu 4 lei și 12 bani. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta la cumpărare este de 5 lei și 98 de bani, iar la vânzare de 6 lei și 14 bani. Mâine vremea se va menține rece pentru prima decadă a lunii aprilie. În cursul zilei, cerul va prezenta norări temporare și local vor mai fi precipitații în general slabe în nordul, centrul, estul țării și izolat în rest. La munte vor predomina ninsorile, iar în celelalte regiuni vor fi mai ales ploi. În Maramureș, Transilvania, Crișana și local în Moldova și în zonele deluroase din restul țării. Trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de ninsori. Noaptea, cerul va deveni treptat variabil și numai pe arii restrânse vor mai fi precipitații slabe, ninsori la munte și mixte în centrul și nord-estul teritoriului. Vântul va continua să prezinte intensificări, dar la cote mai reduse decât în zilele precedente în cea mai mare parte a țării, iar noaptea va slăbi în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 13 grade în lunca Dunării, iar cele minime se vor încadra în general între minus 5 și 2 grade. În Alba Iulia și în Deva, maxima de mâine va fi de 5 grade. În Arad și în Timișoara se va înregistra o maximă de 7 grade. În Caraș-Severin, maxima va fi de 4 grade, iar la Târgu Jiu de 9 grade Celsius.